13 septembrie este data la care se aniversează Ziua Pompierilor din România și împlinirea a 176 de ani de la lupta pompierilor din dealul Spirii de la 1848. Și pentru că munca pompierilor militari de zi cu zi vă este dedicată cetățenilor, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență vă invită să sărbătoriți alături de ei, să îi cunoașteți mai bine și să învățați de la specialiști cum să faceți față pericolelor. Astfel, mâine, între orele 10 și 15, sub unitățile de pompieri din Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad și Orăștie, își vor deschide porțile pentru toți hunedorenii. Tot sărbătorim mâine ziua armei noastre, ziua pompierilor din România, 13 septembrie, o zi importantă și emoționantă pentru noi, pentru toți pompierii militari. Sunt 176 de ani de când, în 1848, în dealul Spirii, în București, o companie de pompieri a intervenit împreună cu alți militari români pentru a apăra Bucureștiul în fața trupelor otomane. Ei au fost conduși atunci de capitan Pavel Zăgănescu, cel care acum dă numele școlii de pompieri și protecție civilă, de suboficiere de pompieri și protecție civilă de la Boldești. Așadar, actele de eroism nu se uită și tocmai de aceea suntem și responsabili pentru această misiune onorabilă de a apărea viețile și bunurile oamenilor. În 13 septembrie, mâine, avem câteva acțiuni împreună cu comunitățile pe care le deservim în toate orașele și mă refer la Ziua Porților Deschise, acțiune care va fi organizată în orașele Hunedoara, Petroșani, Orăștie și Brad. La Deva nu putem pentru că sediul inspectoratului nostru se află în construcție, de fapt în reabilitare energetică, protejăm mediul și noi să nu consumăm prea mult curent. Dar ați găsit o variantă și aici la Deva. Da, și dar vom fi prezenți. Veți fi în mijlocul orașului. Da, în Piața Unirii vom fi prezenți cu tehnică de intervenție, cu expoziție de tehnică de intervenție, cu câteva exerciții de acordare a primului ajutor, iar colegii mei de la Inspecția de Prevenire vor discuta cu fiecare și le vor spune care sunt măsurile pe care trebuie să le ia să evite situațiile de urgență.